Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ana Maria Roman și începem ediția specială cu anunțul momentului. Putin a anulat un decret care garanta suveranitatea Republicii Moldova în problema transnistreană. Decizia amplifică tensiunea dintre cele două țări, mai ales după anunțul președintelui Maia Sandu privind încercarea Rusiei de a da o lovitură de stat în Moldova. Putin a semnat decretul astăzi, imediat după discursul susținut la un an de la declanșarea invaziei în Ucraina. Și vom discuta acest subiect alături de invitații noștri, domnul Iulian Groza, expert în politică externă și fost ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Moldova, și domnul Titus Corlățean, fost ministru de externe al României. Bună seara, domnilor! Vom intra în direct în scurt timp cu invitații noștri și vedeți documentul, doamnelor și domnilor, pe ecran, din care citez: în scopul asigurării intereselor naționale ale Federației Ruse și în legătură cu schimbările profunde care au loc în relațiile internaționale, decid, se anulează decretul 605 pe 2012 privind măsurile necesare pentru realizarea strategiei de politică externă a Federației Ruse. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Jurnaliștii de la Chișinău scriau, după semnarea acestui decret, că anularea acestei prevederi ar însemna ca Federația Rusă să nu mai respecte suveranitatea, integritatea teritorială și statutul neutru al Republicii Moldova în privința problemei transnistrene. Și cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, avem doi invitați: domnul Iulian Groza, expert în politică externă și fost ministru adjunct al afacerilor externe din Republica Moldova, este în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Domnule Groza, ce înseamnă pentru Republica Moldova acest anunț? Cât de mare este amenințarea în acest moment? Vom vedea exact care este și reacția Ministerului de Externe din Republică în scurt timp. Vă ascult! Da, în primul rând, cred că este prea mult să vorbim despre un decret care ar anula în poziția Federației Rusă la respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ați menționat bine, este un decret care un decret mai vechi, care vizează măsurile de implementare a politicii externe a Federației Rusă. Și am văzut și discursul lui Putin astăzi, în fața adunării generale, unde a anunțat despre suspendarea tratatului dintre Federația Rusă și Statele Unite privind măsurile pentru reducerea și limitarea în continuare a armelor strategice. Asta a fost practic principal motiv pentru care a fost luat acest decret. Dar acest decret este un document de aplicare a politicii externe a Rusiei, care este un document întechit. Multe din prevederile lui nu mai sunt actuale, din multe perspective. Se face referință și la G8, se face referință și la Uniunea Vamală, se face referință la obiectivul Federației Ruse de a construi relațiile strategice cu Uniunea Europeană și crea un spațiu comun economic și uman de la Atlantic la Pacific. Toate lucrurile astea nu mai sunt relevante de mult timp și, într-adevăr, un paragraf din acest decret vizează angajamentul Rusiei de a căuta modalități de soluționare a problemei transnistrene bazate pe respectul, suverenitatea integrală și statutul de integritate a Republicii Moldova. Să vă aduc aminte că tratatul de bază dintre Republica Moldova și Federația Rusă din 2001 este documentul principal care stabilește și relațiile bilaterale cu Federația Rusă și poziția Federației Ruse. E adevărat că prin acțiunile sale Federația Rusă nu a respectat integritatea teritorială a Republicii Moldova prin prezența militară în regiunea transnistreană, împotriva angajamentelor sale asumate. De asta zic și unii jurnaliști de la Chișinău, poate și experți, s-au grăbit cu aprecierile sale, fiindcă anularea unui decret nu înseamnă și deocamdată anumite acțiuni care să meargă împotriva anumitor tratate pe care le are semnat Republica Federației Rusă la moment. Domnule Groza, îl salut și pe domnul Corlățean, care este în direct cu noi. Vedem care este reacția Ministerului de Externe din Republica Moldova. Ministerul a luat notă de decizia de abrogare a decretului privind politica externă a Federației Ruse din anul 2012. Vom analiza cu atenție conținutul noii concepții odată ce va fi făcută publică. În ceea ce privește abordarea țării noastre privind reglementarea transnistreană, rămânem ferm atașați unui proces de reglementare pașnică a